jucător față de ultima formație. Mă bucură evoluția jucătorilor noi veniți, și al lui Danistor, și al lui Adam, și al lui Marici. Pe Mistor știe toată lumea, mai ales la Pandurie. Cei doi erau jucători veniți de două săptămâni, jucat numai meciuri amicale. Revista a avut puține probleme din cauza Politehnicii, care au schimbat sistemul de joc și jucând cu doi atacat central, au dus mai multe mingi acolo și ne-am mai urit puțin. Deci n-a fost o repriză bună cum mi-aș fi dorit. Adică trebuie să ținem același tempo și dacă nu dai gol, să joci în terenul advers, nu să stai în terenul propriu. Adică Dinamo, ceea ce vreau eu de la Dinamo, dar e mult de muncă, că nu e important că vreau eu, trebuie să poată și jucătorii să îndeplinească lucrurile care le vorbesc acum. Să jucăm mai departe de poarta noastră, că acolo avem nevaloare. Da, sunt antrenori, la pauză o schimba ce șansă mai avea la 2-0, a jucat cu doi atacați în și deja au avut puține probleme. Cum ați luat decizia aceasta să puneți capitan pe Mister? Nu credeți că o să se iște un conflict? Nu, aveam nevoie de un român, sincer. Aveam Filip Rotariu? Nu era variante? Bine. Rotariu se dă un sfat la Palici, că nu... Ai înțeles? Deci când alegi, e cam rapidă. Dar m-am gândit la toți. N-am, uitați-vă, ce pot eu. Filip, jucător de echipa națională. E prea tânăr. Când ajungi acolo, trebuie să poți dai un sfat, să fii trecut prin fotbal. Înțelegi? Deci merita și Filip și Rotariu să fie capitan. Dar am vorbit cu Palici, am zis, doamne, pentru mine, eu îți mulțumesc că m-ai pus, ai apelat la mine două meciuri. Deci Palici e de un caracter deosebit. Și jucător în ultimul an de contract. Care, dacă nu se pregătea, a spus să-i mulțumim pentru evoluția, pentru tehnicitatea lui, pentru ceea ce învață ceilalți jucători de la el. Cum se pregătește, dacă vedeți la antrenament. Eu mi-aș dori să rămână, da? Fiecare poate are alt viitor, crede că se duce în altă parte, poate se duce acasă, nu știm ce va face. Noi i-am oferit șansa asta de a rămâne la noi în continuare. Dar Mistor, l-ați zis și noastră, se impune și prin joc și are calitate bună. Nu începem un pasator. Deci domnul capitol închis? Mistor va fi capitan, urmat de Palici, de... Dacă nu va juca Mistor, de Rotariu, de Filip. E tot de prima echipă lui noi, a venit la meci, l-ați văzut? Și nouă de el. Dar să vină cu capul la echipă. A, deci nu este un capitol închis, Bizonul, la echipa mare. Cum să fiu? Dar n-am nimic cu el și lor, ne ferește. Și parcă el își dorește să vină să joace Real și să se bată aici, a zis pe Adam. Are contract, că am gândit la serios. Își dorește ce înseamnă, domnule Andorăs? Să semneze contract? Numai asta. Înțeles, să lase transferurile cu aici. Că în viitor nu ne știm niciunul. Îi stă gândul mai degrabă să... Înțelege de că asta e, dacă îi stă capul aici, vine și se bate să face joacă. N-am nicio problemă. Sincer că n-am nicio problemă. Și ce se întâmplă? I-am văzut și pe suporteri, că l-au văzut. O reacție destul de dură la adresa lui. Ce face în momentul ăsta de... Trebuie să respect jucătorul. Mai decizia lui, el îi cap în altă parte, a zis că vrea să plece din România. N-ai decis ca suporter, bucură-te de meci. Bucură-te de trei goluri date, am trecut peste Spertru, eu am început să trecem peste pasea Capul, după meciul cu Steaua, a venit egal cu media, cu înfrângerea asta care a fost la Târgu Mureș, o perioadă cu trei meciuri lănțuit numai rezultate negative. Că jocul nu a fost rău la Târgu Mureș 75 de minute. Dar v-a deranjat că s-a întâlnit ieri cu domnul Rednic? Sau sunteți supărat pe domnul Rednic că a mers să-l vadă pe... Nu, dar ce s-a întâmplat? El l-a dus în România. Eu l-a dorit în România. Ce treabă, nu? Ce treabă, dar o relație și de prietenie și de... Nu, Mircea cu el. Ar putea să... El l-a adus, el l-a recomandat cu lui Dinamo. Neandu, ar putea să-l influențeze în un fel, ținând cont și de modul în care a făcut amicea Rednic de la Dinamo cu domnul Negoiță? Nu, cred. Crezi că Bizoniu mi-a deșert. Ascultați ce vă spun eu. Mai decizia lui să rămână la noi, să nu rămână, să vrea să fie, dar Bizoniu mi-a deșert. Nu știu ce relații, cât de apropiați sunt sau ce dialog au ei. Personal v-ar deranja dacă ați afla în iarnă că a semnat cu Steaua? Nu m-ar deranja. Deci este jucătorul, trebuie să-i respect. De ce să mă fi dat 20 de goluri la noi și să plece unde vrea? Să zic, da, dom'le, mor aici pe teren. Eu aș fi vrut și la Târgu Mureș, că de asta l-am verificat, pentru că azi, dom'le, nu... Poate nu... De ce să, după meci amical, că după meci cu Duna a vrut, să n-am simțit că nu mai e în regulă. Deci nu mai e în regulă. Am avut patru ocazii singuri, Bizonul de-a trei goluri clar. L-am văzut și la antrenare că nu e în regulă. Zic, bă, până la urmă am pierdut trei puncte acolo.
poate și din cauza că l-am introdus, că putea să-l lasă în baga. La cum s-a pregătit, îl vedea că noi. Ați văzut penalti, ați văzut ce ocazie a avut. Deci nu e asta capul, nu că nu are posibilități. Adică e subiect închis, e mai frumos și a jucat echipa în prima repriză sau jucătorii noi veniți decât asta. Asta e un subiect, vom vedea ce se întâmplă, niciodată nu știu. Poate apicet și cu viitorul, pentru că... A, și... Am văzut după că am văzut și meciul cu Tabătoșan, bună, o echipă bună, au soluții. Brandan, un jucător important pentru ei, l-am văzut cum duce jocul. Ce au jucători care poate să decide. E greu, Mars, foarte greu. Sperăm că trecem și peste Opu. Avem obiectiv nou cu de. Odată cu venirea fundașului central s-a încheiat campania de transferuri? Până iarnă, da. Până iarnă e închis. În iarnă mai vrem 2-3 jucători care căutăm de pe acum. Să sperăm că să fim și mai puternici în play-off, pentru că acolo va fi adevărata luptă. Acum ați trebuit să stăm acolo în față. Cum ați rezista unei situații, bine, dacă ar fi fost asemănătoare celei de la Steaua, când patronul zice că de azi înainte el o să facă echipa, îl consideră vinovat pe Reghe cam pentru absolut tot ce s-a întâmplat la echipă, pentru eșecul echipei? Nu, no. N-aș lucra în condițiile astea. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Cu toate că mai sunt unii care zic că Borcea a controlat vântul și nu mai știu ce. Știți că glume din astea putem face și noi. Deci nu aș lucra, sincer, m-aș ridica, mi-aș respecta profesia, mi-aș respecta munca care am făcut-o până acum și ca jucător și ca antrenor, m-aș da mâna și aș pleca. Deci la Dinamo, treaba fiecăruia. La Dinamo noastră controla și vântul în momentul de față, ca să zicem așa. Bună glumă. Tu nu ne uiți să e patronul. Eu sunt antrenorul care iau deciziile, nu? Că așa e și normal. Și e un contrarian, un patron care supără suporterii, am văzut și un banner la meciul acesta, că nu investește suficient de mult și sunt convins că și noastră v-ați fi așteptat poate ca lucrurile să meargă mai repede în vara asta. Acum, poți să ai așteptări. Deci, înțeleg, poți să ai așteptări. Eu am știut la ce vin când am venit. Am așa zic că negoița nu e bun sau că negoița e. Eu știu ce e planul, că doar mi l-a explicat ce are de făcut anul ăsta și anul care vine. De ce, cum vedem noi construcția, cu câți bani se face construcția asta. Toată lumea vrea mai mulți bani și eu aș vrea mai mulți bani, sincer. Și Gnoiere vrea mai mulți bani. Poate primiți dumneavoastră. Poftim? Poate primiți dumneavoastră. De la soție, de ce? Ce să... Fiecare știe condițiile. Adică la noi eu cred că e o construcție sănătoasă, nu vreau să mă compar cu alții, în care merge pe echipă, nu merge pe individual și să plătim niște salarii. Adică să semnăm niște contracte, nu că să plătim. Deci clubul ăsta să plătească niște salarii numai din gură. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Clubul ăsta ce a semnat, întrebați pe jucător. De mult nu mai mi s-a întâmplat. Nimeni nu întreabă de salarii. La alte cluburi, când vom primele, când vom salariile. Știi ceva, mister, când știi, când vorbiți cu președinte, când ne dă banii? Aici nu trebuie, nimeni nu întreabă de bani. Toată lumea e gândit la echipă. Bine, dacă ții capul acolo, o să reușești. Că nu sunt 30.000 de euro salariul lunar. Bă, dar tu ai acceptat contractul ăsta, cum eu am acceptat munca asta. Și mie îmi convine să am cam țările arabe 100.000 de lună. Dar am venit la... Astea sunt condițiile care le acceptă și acceptă munca. Dacă îți place să muncești, muncești. Contestatari vor fi tot timpul. Să fii condiț de asta, deci nu o discutăm. Și dacă nu era Ionuț Negoiță, cred că Dinamo era... Unde era Bidu acum? Ascultați-mă pe mine, da. La ce datorii erau. În condițiile acestea, în cât timp se poate face performanța așa cum își doresc suporterii? Cum își doresc suporterii? Eu cred că 2 ani. Încerc, stai că sunt. Trebuie, anul trecut, Mircea a dus 30 de jucători. Anul ăsta, deja până acum, sunt 14. Eu pun în ăștia 14 și pe Popescu, care a fost jucătorul nostru împrumutat, că nu făcea parte din lot. Mă, se aleg, știi cum se aleg? Mai sunt situații când nu vrei să pierzi jucător, cum e Mevlia. Am vrut nimeni să-l pierdă pe Mevlia, cum să-l pierzi? Un jucător extraordinar, dar ultimul an de contract, ce să face? Vine să roagă de tine, câștig 400.000 de euro pe an, înțelegeți-mă, nu mai mi-e capul aici, am familie, ultimul contract al meu, mă duc în Champions League. Nu pune-te în locul jucătorului. Eu sunt antrenor și zic, să se vorbesc cu președintele dacă te lasă. Tu ce-i faci? Că am fost jucător și știu ce înseamnă asta. Normal că vrei Liga Campionilor, toată lumea vrea Liga Campionilor. Deci sunt situații în astea în care o să mai pierdem jucători. Care n-ai ce să faci, își dorește altceva. Încă la noi, încet, încet, construcția asta, eu văd în 2 ani de zile. În grupele Europa League, chiar la anul, se poate grupele, dacă ai liniște și dacă construiești, și dacă suporterii se aproape, sigur, trebuie să ai suporterii aproape de tine când construiești o echipă. Nu cu contestat, dar e atât de ușor să contești.
A zis că intru în cantonat. Da, da, a zis succes.